Eu sunt Kai Stax, campion Kairu. Colind lumea în căutarea energiei Kairu. Loc care a eliberat un Kairu periculos, Kairuul Umbrei. X-drive-urile din Kairuul Umbrei conțin atacuri puternice și războinici monstruoși. Trebuie să stăpânim toate formele de Kairu ca să salvăm pământul de umbra lui Lokar. Misiunea mea este să cuceresc Kairuul și într-o zi să devin un Redekai. Totul a început când Master Bodai a spus lui Kai despre un loc îndepărtat unde ar putea fi secretul pentru distrugerea Kairuului Umbrei. Desigur, am plecat numai decât să-l găsesc și în scurt timp mi-am dat seama că nu eram singur, fiindcă Ekaion se hotărâse să mi se alăture în misiune. Și-aș fi venit și eu cu Maya dacă nu trebuia să concurăm în turnirul cubului Kairu. Ne-am descurcat foarte bine în prima rundă și am eliminat echipa Imperiaz, dar acum trebuie să luptăm cu Radicor și sunt multe în joc. Da, trebuie să câștigăm înapoi X-Drive-ul lui Master Bodai ca să-i revină puterile. Ușor de zis, greu de făcut. Fiindcă Lokar a apărut ca să oprească turnirul. Și dacă nu găsesc curând antidotul pentru Kairuul Umbrei, nici nu va mai avea importanță, fiindcă planeta noastră va înceta să mai existe. Sfârșitul Umbrei, partea a doua. Wow, a fost tare! Și am senzația că e doar începutul. Ține minte ce a spus Master Bodai, Kai. Ar putea fi cea mai importantă misiune din viața ta. Trebuie să fii atent. O să încerc, dar când vine vorba de Kairu, grija nu prea mă caracterizează. Cine a luat cubul Kairu? Cubul Kairu? De ce aș lua chestia aia? Nu se asortează cu nimic din ce am eu. Liniște! Zain, poate că tu l-ai luat ca să încerci să-mi furi din nou puterea. Nu l-am luat eu, maestre, jur! Ții minte ultimul turnir, ți-am arătat că sunt loial, că m-am dat la o parte pentru tine. Deci voi trei credeți că puteți face orice vreți, fără să existe consecințe? Domnule, maestre, noi am vrut doar să-ți arătăm că suntem cea mai bună echipă, da. Am avut intenții bune. Intențiile voastre au fost egoiste. Să vă fie rușine. V-ați trădat creatorul. Lokar a spus că e creatorul lor? Ar fi un moment bun să fugim, fraților. Da, de acord. Ciupească cineva! Repede! Vreau să fiu sigură că n-am fost și eu creată de Lokar! Au! Era doar o expresie! Cum? Băieții ăștia erau niște roboți? Dacă știam, îi scoteam chiar eu din funcțiune! Să fie o lecție pentru voi toți! Nu-mi puneți la încercare rătar, fiindcă nu voi ezita să vă alături pe oricare dintre voi! Nu așa trebuie să se poarte un maestru cu elevii lui! Tu ai metodele tale, bătrâne! Eu mă port cu războinicii mei așa cum vreau! Cer să mi se returneze imediat cubul Kairu! Împreună cu X-Drive-ul Palladium, care e încă înăuntru, l-am câștigat în mod cinstit! În niciun caz! Turnirul deja a început! Nu e vina noastră că nu i-ai învățat pe războinicii tăi ce înseamnă onoarea! Turnirul continuă! În ultima rundă, echipa Stax contra Radicor! Super! Hai să înceapă petrecerea! Una e să-i batem pe Imperiaz, dar Radicor e cu totul altă poveste! E puțin spus! Nu uita pentru cine facem asta! Pentru singura șansa lui Master Bodai de a-și recupera X-Drive-ul și puterile! Fundătură? Dar cum e posibil? Nu știu. Poate că am greșit drumul pe undeva. Dar nu aveam unde. Am mers pur și simplu drept și amândoi am văzut lumina venind din peșteră. Ne-am putea întoarce pe unde am venit. Știi? Ca să fim siguri. Nici gând. Kairuul Prismei e aici. Sunt sigur. Ai dreptate, Kai. X-Leaderul e supraîncărcat. Și semnalul cel mai intens este chiar deasupra noastră. Ceea ce înseamnă că trebuie să urcăm.
Și cu cât mai repede, cu atât mai bine să mergem! Kai, nu pare să fie nimic aici. Ceea ce nu e o veste bună, fiindcă pământul de sub noi a dispărut. Uite, o deschidere! Hai! Wow! Super! Și acum să găsim cairul prismei. Wow! Vezi și tu asta, Kai? Da! Încep să cred că poate aveai dreptate când mi-ai spus să fiu atent. Sunt gardianul cairului prismei. De ce ați venit aici? Hei, unde e a treia roată lui Kai? A fost prea frică să vină să lupte astăzi? Da! Chiar așa! Unde e Kai, mai exact? Spre deosebire de tine, Zein, Kai chiar are treburi importante. Vrei să vorbim toată ziua sau ai venit aici să ne luptăm? Rare! 1-0 pentru Boomer! Bun, gheața asta o să vă oprească să fugiți. Fii pregătit, Zein va încerca să ne elimine rapid cu un atac roșu. Simți că se apropie o scurgere electrică! Nu mă așteptam deloc la un atac albastru! Asta era ideea, geniule! Bruteron! Vă așteptați sau nu, luați de aici! Forța marelor! I-am pus pe fugă! Să încercăm să-i terminăm! Vecul de gheață! Unde a dispărut? De ce? Ți-e dor de mine? Scuduitura! Termină-i, Manglor! Sper să spui asta! Furia ciclonului! Maia! Boomer! Aveți grijă! N-au terminat încă. De ce ați venit? Am venit după cairul prismei. Ne trebuie ca să-l oprim pe Lokar și să salvăm pământul. Cairul prismei este al meu. Și nu mi-l veți lua. Ai grijă! Nu cred că rezolvăm cu vorba, Kai. Dacă vrem cairul prismei, va trebui să luptăm pentru el. Ai dreptate, Caion. Să ne înfruntăm de la monstru la monstru. Metanoid! Tornada de plasmă! Haide, Maia! Trebuie să facem ceva până nu pierdem! Bine! Avem o singură șansă să nu o irosim! Să aducem monștrii! Carrier! Carrier de platină! Tot n-aveți nicio șansă! Sabia umbrei! Nu știu care dintre noi nu are nicio șansă! Lovitura curățătoare! Lumina dreptății! Lovitura dreptății! Hei! Unde e Bruteron?
Super lucrat, Boomer! Acum îmi trebuie un atac de putere ca să-i scot definitiv din joc. Foarte de fulgere! Câștigă echipa Stax! Bravo! Da! Felicitări, Boomer! N-a fost o victorie solo, dar ai câștigat! Nu! Am câștigat amândoi, Maya! Și Master Bodai o să-l primească înapoi pe Palladion! Super! Iată-te, vechiul meu prieten! Super! Ești la fel ca înainte, Master B! Mă simt ca înainte, Boomer! După multă vreme, mulțumită vouă! A fost plăcerea noastră! Dacă nu s-a terminat! Ce înseamnă asta? Nu tu faci regulile, Lockhart! Palladion e al meu! Refuz să accept acest rezultat! Dacă vrei o luptă, Lockhart, acceptă provocarea mea! Luptă-te cu mine pentru cubul Kairu și pentru dragonul tău, Dracilar! Regulile vă dau voie să începeți un spectacol al maestrilor. Bine! Accept provocarea! Nu te teme, Kai! Mă ocup eu! Staticor! Sabia fulgerului! Imposibil! Cum să ne luptăm cu ceva făcut din lumină? Știi cum spune mereu Master Bodai? Calea cea mai dreaptă e de obicei cea mai bună! Scuze, dar nu înțeleg. Master Atok nu e atât de criptic când dă sfatul. Este simplu. O să înfruntăm lumina cu lumină! Ușor de zis, greu de făcut. Metanoide platină! Se poate. Asta e ce cred eu că e? Da! Este Kairul Prismei! Există! Și e solid? O formă complet nouă de energie! Acum că îl am, nimic nu mă va opri să-l distrug pe Lockhart și să salvez lumea! Spectacolul Palladion!
fugit pe teren? Deloc, Locar. Mă simt chiar mai puternic ca oricând. Explozie solară! Întotdeauna ți-ai supraestimat puterile, Bodai. Acum voi demonstra tuturor că sunt superior. Războiți-mi! Master Bodai! Termină-l, maestre! Te voi transforma la loc în formă umană și te voi privi cum cazi în cer. Focul de platină, sabia de platină, sabia de foc și platină! Regret, Locar, dar se termină aici! Lovitura de platină! Spectacolul a luat sfârșit. Master Bodai a câștigat. Cubul Kairu și Dracular sunt ale tale. Lupta, dar mă așteaptă încă o victorie mai mare. După ce voi pune în practică planul suprem, va fi atât de mult Kairu al umbrei lume, încât veți fi prea slab să mă învingeți. Între lumină și întuneric se schimbă dramatic. Tot Kairu-ul pur din lume se preschimbă în Kairu al umbrii. Trebuie să putem face ceva, Boomer. Aș vrea eu, dar fără un antidot pentru Kairu-ul umbrei, suntem pierduți. Mă tem că e adevărat. Vremea noastră de războinici Kairu ar putea prea bine lua sfârșit. Nu! Vremea noastră de războinici abia a început, iar puterea noastră este de acum cu mult mai mare! Kai! Metanuri de platină! Lupta noastră cu Kairu-ul umbrei s-a încheiat. Într-adevăr, și am ieșit învingător. Și n-aș putea fi mai mândru de fiul meu. Vom fi învingători după ce-l capturăm pe Locar și-l pedepsim pentru ce a făcut. Tu vei fi cel pedepsit, Kai, pentru tot ce ai făcut. Este doar începutul războiului pentru Kairu. Ha? Un război pe care o să-l câștig cu orice preț. Locar! A dispărut? Tot nu-mi vine să cred ce a încercat Locar cu Kairu-ul umbrei. E atât de rău! Știi, răul e specialitatea lui, Boomer. Într-adevăr, și de aceea este foarte important să-l găsim. Aș fi bucuros să mă duc după Locar, Master B. Spune numai. Și eu mă duc cu el. Nu e acum momentul, fiule.
Acum ne bucurăm. Așa e! Și ce bucurie mai mare decât unul din sufleurile mele! Deci, ce anume sărbătorim? Păi, odată faptul că Boomer și Mai au câștigat turnirul. Și apoi faptul că a găsit Kai Cairul Prismei. Apropo de Cairul Prismei, Master Bodai, ce înseamnă energia asta pentru viitorul nostru? Viitorul e o mlaștină noroioasă, Balistar, nu un pârâu cristalin. Cum spuneam, Master Atok nu e atât de criptic când dă sfaturi. Vrea să spună că habar nu are ce urmează. Adică, absolut orice este posibil. Wow, ați văzut asta? Da, am văzut! Și seamănă grozav cu o navă de pe planeta mea!